sunt! Bine ați venit pe canalul meu, Dr. Crochet! Dr. Crochet! De un an și 4 luni, deci mai, iunie, iulie, august, da, am zis bine, sunt alături de voi prin intermediul canalului de YouTube. Am reușit să strâng 7.000 și ceva de abonați, aproape 7.800, însă YouTube m-a anunțat că am ajuns la cifra de 10.000 de spectatori, da? De urmăritori. E, și pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc din suflet. Pentru mine este o mare realizare. Munca de YouTube nu este ușoară deloc, dar cu ajutorul vostru merg mai departe și mă bucur alături de voi de realizările mele. Și pentru asta vă mulțumesc din inimă. Am aici, după cum vedeți, gașca Baby Ricky, este nelipsită, este alături de mine mereu. Am realizat acest canal cu gândul de a veni către dumneavoastră cu proiecte fel de fel. Am deja aproape mai exact 157 de tutoriale pentru care am muncit ore întregi, dar nu mă plâng. Îmi pare foarte bine că am cunoscut multe persoane, că am putut socializa și scopul canalului este de a fi alături de voi, de a împărtăși din experiența mea, de a împărtăși experiența acumulată de la alte persoane. În acest domeniu știți foarte bine că mereu avem de învățat și am reușit să redau sub croșetă de la jucării, după cum vedeți, da, flori, îmbrăcăminte, bluze, încălțăminte, genți, deci chiar am lucrat o gamă largă de produse. Deci acesta este scopul canalului, de a vă împărtăși din cunoștințele mele și totodată, de câte ori aduc în fața dumneavoastră un tutorial, îmi fac temele foarte bine, vreau să fiu cu temele cât mai bine făcute, da, și să vă redau cât mai clar și să vă fiu de folos proiectele mele. La ceas aniversar, fiindcă este un ceas aniversar pentru mine, 10.000 de urmăritori, wow, pentru mine este o realizare foarte, foarte mare și mă bucur pentru asta. Vreau să menționez că din 150 și ceva de tutoriale am în grupul meu pe Facebook o doamnă. Grupul se intitulează Lucru Manual de prin lumea adunate. Am o doamnă care a avut plăcerea, haide să spun așa, cu toate că are o experiență în spate, de a lucra cât mai multe proiecte după tutorialele mele și vă voi arăta în secundele următoare lucrările pe care dânsa le-a realizat. Thank you.
văzut ce colecție impresionantă are doamna respectivă. Îi mulțumesc din suflet pe această cale încă o dată. Vă mulțumesc tuturor. Știți foarte bine că am adunat proiectele voastre în multe colaje și le-am expus pe canalul meu. Tocmai pentru a vă mulțumi măcar cu acest cadou, acela de a fi și dumneavoastră pe canalul meu cu proiectele dumneavoastră. Vreau să vă mai prezint un pic în linii mari cât de o șchioapă așa am pornit și vreau să vă prezint în aprilie, deci în 2019, primul meu tutorial floare croșetată la ghiveci, care începea așa, astfel. Bună ziua! Bine ați venit pe canalul meu, Dr. Croșet! Bine v-am găsit, în primul rând. Este primul meu tutorial. Sper să am cât mai multe tutoriale, să lucrez alături de voi și voi alături de mine. Și într-adevăr, a trecut de atunci un an și 4 luni. Ați lucrat alături de mine, v-ați abonat, v-ați strâns în număr mare. Un lucru foarte, foarte frumos. Suntem o comunitate deja foarte frumoasă. Și iată-mă astăzi, în fața dumneavoastră, cu ultimul tutorial, de altfel postat acum 2 zile, cum croșetăm papuci pe talpă Elena, un proiect care spun eu că a prins la public și a fost foarte, foarte apreciat. Da? Și care începe așa. Astfel, vă spun și eu de fiecare dată, bine ați venit pe canalul meu, Dr. Croșet. Deci dacă scrieți pe YouTube Dr. Croșet, o să găsiți canalul meu, unde, mă repet, cu siguranță veți găsi tutoriale diverse, cu siguranță veți găsi un proiect care să fie pe gustul dumneavoastră și pe care veți dori să îl lucrați. Eu îmi doresc să fim cât mai mult împreună, să am inspirație, să vă îndeplinesc dorințele notate. Știți că am o listă a dorințelor, da, și le notez acolo și vreau să bifez cât mai mult dintre ele. Așa, și pentru asta încă o dată vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu, le mulțumesc bineînțeles și celor care nu s-au abonat, însă lucrează după tutorialele mele și până pe data viitoare, până la un nou proiect, eu vă doresc toate, toate cele bune! Bună! Alin sunt! Bine v-am găsit, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, pe care eu l-am intitulat Dr. Croșet!